Salutare, bine ați venit la un nou vlog. După cum vă spuneam în vlogul trecut, am început să ne uităm după casă în Olanda, pentru că am decis, într-un sfârșit, să cumpărăm casă și să locuim aici, cel puțin pentru următorii 2 ani. Când poți să dai casa în chirii, din câte am înțeles noi, nu? Bun, acum mergem spre Bergamo-Zoom. Bergamo-Zoom înseamnă dealul de pe din lagună, ceva de genul, nu? Da. Așa. Am găsit o casă. Deci nu am făcut programare să mergem să o vedem, dar astăzi e open house. Cum a venit, pot să meargă Open tot House Day. open house day. Ziua în care e deschisă casa. Cum a venit pentru toți cei care sunt interesați să vadă, fără să faci programare. Bă, asta ușă. Probabil o să te întâlnești și cu alți doritori. Casa costă 260.000. 59. 259.000, asta e casa de aici. Nu, Victoria, casa. Mergem, vedem cum o fi, dacă putem filma un pic înăuntru, o să vă arătăm și vouă. Casa e locuită, din câte am văzut în poze de pe internet, de o familie de musulmani. Cartierul acolo, noi am mai fost în orașul ăsta. E un cartier predominant de musulmani. E curat, cartierul e curat, pentru că da, oamenii se adaptează la legile din Olanda și sunt și ei îngrijiți. Numai că na, nu știu dacă am fi preparați, pregătiți să locuim într-un cartier predominant musulman, pentru că na, sunt un pic mai conservatori și dacă intri în cartierul lor, trebuie să te comporți ca ei. Adică pentru bărbați nu e așa mare problemă, dar pentru, nu știu, dar nu vreau să fiu cu stereotipuri de astea, dar mergem, vedem, analizăm, ne facem o idee și posibil să mergem și la altă casă după aia, nu? Nu. No. Pentru că mai este tot în aici în oraș, o altă casă, tot la fel, e deschisă publicului. Putem să mergem să ne uităm. Aici îl avem pe Enzo. Hei! Un pic obosit și Zoe e acolo. Și ea doarme. Not that bad here, really. Deci, acolo unde e semnul, acolo scrie casă de vânzare și acolo Atunci. scrie că e open house, adică poți să intri înăuntru. Mai devreme o ești un cuplu și acum au intrat doi băieți, sper că nu erau cuplu. Tu ce faci, Enzo? Unde pleci? De ce ai ieșit de acolo? Voiam să vă arăt în partea aia, uitați-vă un pic ce acoperiș frumos de vegetații. Foarte, foarte interesant. Zona aici nu e așa rea, dar casele sunt toate cam așa, în linie. Bine că au și grădină în spate, sperăm să vă You know putem what I arăta. think? The owner looks pretty old. I think they paid out their house and now they sell it and they go back to Turkey. Da, am văzut în ușă proprietarul mai devreme, pentru că eu am întâmpinat pe băieții aia doi și părea să fie așa mai în vârstă proprietarul și cred că o achitat casa. O ieși la pensie și acum probabil se duce înapoi în Turcia sau de unde e el, din Maroc, și primește pensii de aici. Nu? Mișto. And with that money he have Pensii a mare, house primești here. pensii mare, No, ai with the și... money he sell the house here, what house he can get there? Da, dacă vindi casa asta cu pensia care o are și au o casă I de think la he can switch to live 150.000, in villa. și au o vilă de la 150.000 în Turcia sau în Maroc, piscină cu alea, deschide o afacere, așa e. Enzo, ce faci de acolo? Buz, buz, buz. Hai, trebuie să așteptăm să iasă cu băieții aia, nu cu... Victoria nu a așteptat prea mult, vrea să intre repede. Eu nu o să o pun pe Zoe în căruț, pentru că probabil sunt scări și nu pot să urc scările cu căruț, așa că o să o duc în mână. Dar îmi place tare mult acoperișul la casa asta. Și în partea altă este tot la fel o casă care are un acoperiș organic. Curat, curată zona asta aici. Big window, eh? Big window. Oh yeah, lots of big windows. We have one in Belgium, no? And we have a grote ramen. And this is Oh, in Belgium. in Here. Belgium, in Belgium. Ook grote ramen? Dit is het. Ja. Oké. Nee.
Enzo, nu ieși afară, tati, da? Oh, sorry. To be honest, I like it, eh? It's a lot done. Yeah, you don't have to do that much. Yeah. Very good. And it is not apparatus? Oh, that's so good. Nice. Nice, really. How's your cup? Working. Come, we must be drunk. Yeah. Alles complete. Îți place, tati? Hmm? E apa. Aha. Nie. Nie. I think he like this garden here. Oh my, I also like it. Yeah. Here for barbecue. Acolo poți să faci încă ceva deasupra, poți să te ridici, poți să-ți faci încă o cameră deasupra din pod. Enzo pare să-i placă la nebunie aici. Îi place. Ai un pic de iarbă verde aici. Aici e deja făcut și pare calitate. E făcut de 10 ani chestia asta aici. Foarte interesant. Acolo loc pentru grătar, dacă vrei să faci. I really like this house, if I must be honest. Victoria zice că îi place la nebunie casa. Mm-hmm. Îți place tati și ție casa? Ha? Gata, am terminat cu prima casă. Arată bine, arată bine, nu? Arată bine. Are 4 dormitoare, 2 sunt mari și 2 mici, ceea ce e perfect. Ar fi perfect pentru cineva ca noi care are 2 copii. O cameră cea mai mare probabil am ține-o pentru noi, o cameră am dau-o copiilor când o să crească, câte o cameră de la fiecare și după aia o să rămână, ar rămâne și o cameră pentru oaspeți, care ar veni din când în când, nu-i că avem oaspeți mereu. Și în pod poți să mai faci o cameră. Trebuie să te ridici un pic cu acoperișul, sunt un pic de bani de investit. Dar mi se pare o casă la 260.000. Nu e rău deloc, eh? Serios, nu e rău deloc. Mi s-a părut foarte interesantă și grădina. Grădina e destul de mare. Deci casa avea 109 metri pătrați. Și așa zicea el, pe internet parcă scria doar 100 de metri. În fine. What? 100 square meters, but with the garden 169. Ok, are 100. The garden is pe internet so scrie că are 100 de metri casa. Eu am înțeles că el nu vorbea engleză, vorbea doar olandeză. Era din Maroc. I tried to say to him and he didn't understand. And I'm sure I say it good. I just think I didn't have right accent. E venit aici de 38 de ani. Taxo a venit în Olanda în 1964. Doamne. O viață de om. No. O să mergem la altă casă acum, nu? Oh, mergem la zoom. 324,000. Mergem la altă casă acum. Cred că o să fie un pic mai scumpă, dar am deschis un pic. I think they make barbecue. Mm-hmm. Da, ai loc să faci acolo grătar. Enzo a alergat deja pe afară pe acolo. S-a dus direct la furtunul cu apă. It's a dream. That garden for Enzo. Yeah, really. He loved it. He was feeling like in da, his own. Era deja ca acasă Enzo, în grădina aia acolo. Da. So there foarte is one house for 324, but it's only one photo this. Nothing da, else. Deci, it's open. Atât? It's open. The only one. The only photo. Hai că mergem și la o casă. The only one house open I'm house. Looking. Hai că o să ne uităm după altă casă. Pentru că mai era o casă, some dar e în altă localitate și parcă nu am vrea să... Some of them are not participating that thing, but they are open anyway. Ok. So I have to look for open house and I cannot choose the filter to participate. Bun, hai că găsim și vă spunem după aia. Hai că Enzo a venit aici în față. Cam ăsta e cartierul unde o să vedem noi o altă casă. Casa e acolo. Enzo, stop! Trebuie să vă arăt un pic, Enzo nu ieși afară. Unde e semnul ăla că e de vânzare. Open house. Really arată foarte urât zona aici. Pare așa. Enzo? Enzo! Mă gândeam că s-a dus în stradă. Cam asta e zona, nu știu, nu prea îmi place. Dar bine că nici copacii ăștia nu au înfrunzit. Dar pare așa mai puțin frumoasă zona. Ți-e somn, tati? Hm? Ți-e somn. Victoria îi dă lăptic la Zoe. Da, am terminat de văzut casa.
partea aia, acolo, un pic așa, scumpă, foarte scumpă, 300 și ceva de mii, 320 de mii de euro. Grădina e foarte mare, foarte mare, adică nu am mai văzut așa în Olanda. În schimb, da, pereții, am bătut în ei și erau așa, ciudați. Tapetul ăla pus peste pereți, să acopere, nu știu ce, foarte ciudat și tapetul ăla pus foarte amatorial, așa, ca doar așa să fie. Când intri la o casă de asta, trebuie să-ți lași numărul de telefon, numele, și la casa aialaltă, care costa 260.000, 259.000, era plin deja. Deci era, cred că, 20 de persoane au fost până acum astăzi, că doar astăzi e deschis. Aici a fost al doilea. Deci doar două, mă rog, noi suntem doi deja, dar nici zona nu prea îmi place, e prea, deși este parc acolo, acolo este un parc pentru copii, așa, în spatele la mașini, și în partea aia acolo e alt parc. Enzo, stai acolo, tati, stai acolo. Bun, hai că mergem un pic la, mergem la un magazin second hand, după aia o să mergem cu Enzo în părculeț. Hai că am găsit la second hand niște papuși pentru Enzo. Cât costă ăștia? 1,50 € sau 2? 1,95 € costă. Asta e foarte mișto. Simplu, da, eu vreau. Bineînțeles că am găsit o grămadă de jucării aici, e plin de jucării, de... Da. Am găsit ceva foarte, foarte mișto la second hand, dar ne grăbim acum, mergem spre să facă cumpărături Victoria, eu o să rămân în mașină cu copiii. Iar cascata, când filmez eu mereu cască. Dar o să vă arăt acasă ce am găsit, pentru că sunt bucuros, da. Da. Hai să mergem. Victoria s-a dus la Lidl să facă cumpărături singură și am venit cu Enzo aici în parc, am venit în Rosendal. Am scos și pe Zoe un pic la plimbărică și după aia mergem acasă, tati, da? Mergem acasă să vedem ce am cumpărat de la second hand. Da, tati, îți place aici? I-am cumpărat lui Enzo de la second hand o mașină. Unde a plecat? Sunt mai multe locuri de joacă aici. Mai este și în partea altă un teren de fotbal. Uite-te la casele astea ce faine sunt. Zici că sunt cazarme. Da, o să ne uităm și după case aici în Rosendal, unde am fost noi astăzi, e la vreo 20 de kilometri de aici. Aici, în orașul ăsta, lucrez eu, în Rosendal, și dacă găsim o casă faină, o să ne uităm și după case faine de aici, din Rosendal, ca să nu fac naveta. Dar dacă nu, o să mă uit acolo, unde am fost noi astăzi, în Bergamo Zoom, pentru că acolo sunt un pic mai ieftine casele. Hey, unde a intrat Enzo? Enzo, cam! Ia uitați-vă unde a intrat Enzo. În lut a intrat. Enzo! Ce ai făcut? Blea! A intrat direct în groapa aia acolo. Mama o să fie foarte bucuroasă, tati. Hai, vino încoace, iarbă. Enzo, vino aici în iarbă și curăță-te așa. Fă așa. Așa, tati, bravo. Așa. Hai că o să... Ai. Un copil murdar e un copil fericit. Enzo, vrea sus? Hai. Hai, lasă mașina jos aici, că nu ți-o ia nimeni. Așa? Hai. Te ții, da? Hai, să nu cazi, că e înalt, da? Da. Ești speriat? Da. Da? Hai, jos. Poți să te uiți așa, pe aici, Enzo, pe scară, sus. Lasă mașina jos, tati. Lasă mașina jos. De la tata. Așa. Hai sus. Ia, arată un pic. O găsi Victoria chestia asta, care... Cât costă la magazin chestia asta? Deci are încă prețul pe ea. Cred că era... We have to stop going out from home. Da. 129 de euro. Cât ai plătit pe asta? 12 euro? 12 euro. Ia, o mai cumpărat Victoria acolo pentru copii ceva. Și lampa asta, care îi... A fost 9 euro, foarte faină, pentru noua casă când o să ne mutăm. Îi place și lui Enzo. Și eu am găsit papucii ăștia, Adidas și ăștia, care nu au niciun defect.
Au costat 12 euro, 12 euro parcă a costat, 12 euro și tricoul ăsta. Ideea e că cea mare combinație cu papucii ăștia care costă în magazin, noi nouți, 280 de euro. Bineînțeles că au fost purtați, dar nu mă deranjează chestia asta. Și pentru Zoe, un pic murdar. Mie nu prea îmi place. Tricoul ăsta, în schimb, și ăsta nou nouț, costă 100 de euro. Îmi place tare. Bun. Am cheltuit pentru mini, papuci, lampa aia și pentru Victoria o 2-3 perechi de pantaloni și pentru copii o grămadă de chestii. Trebuia să fie și pe aici, pentru, dar astea toate pentru copii, papucii ăștia pentru Enzo, chestii astea, 92 de euro. 92 de euro. Am zis că nu mai cheltuim, că strângem bani pentru casă, dar de câte ori mergem la magazin, mereu găsim câte ceva de cumpărat. Enzo, dacă dai jos de pământ, atâi mă supăr pe tine. A, și pantaloni ăștia pentru mini, pantaloni scurți. Uite, Enzo deja se joacă cu lumina. Enzo, gata. Hei. Bun, cam ăsta e videoclipul pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, la fel, lăsați un like, un comentariu dacă aveți vreo părere. De citit, de citiți toate, de răspuns, răspund când pot, când pot. Pentru că da, așa e când ai o familie și încerci să faci multe chestii odată, da? Na, aia e. Bun, la revedere, ne vedem în videoclipul următor.